Bună Rac și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 6-12 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Rac, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragii mei, Raci, este o săptămână bună, o săptămână în care, uite, primești niște vești foarte bune, primești niște vești extraordinar de pozitive, legate de bani, legate de un proiect sau pur și simplu primești un răspuns pozitiv care te va face să-ți crești încrederea în tine. Mai mult decât atât, uite, pe 7 martie avem o lună plină în semnul fecioarei, lună plină care pentru tine activează o axa drumurilor, o axa comunicării și uite că ai început tu ceva, fie ai început să studiezi ceva, fie a început o anumită etapă în viața ta, acum șase luni de zile și acum în sfârșit vezi rezultatul și uite că e ceva pozitiv pentru tine care să știi că îți va schimba viața. Da? Este ceva ce îți poate aduce mai mulți bani, este ceva ce îți poate schimba viața într-un sens extrem de pozitiv. Și uite că intră și Saturn în pești, Saturn în pești care pentru tine vine pe casa a noua. Și o să mă auzi că o să vorbesc despre subiectul ăsta vreo câțiva ani, pentru că Saturn aici în zodia peștilor vorbește despre, mă rog, vorbește despre studiu. Vorbește despre faptul că ori Uh, lucrurile vor fi mai dificile atunci când vine vorba de studii superioare, deci cei care sunteți la facultate, va fi nevoie să învățați mai mult sau va fi nevoie să învățați lecția aceasta colaborării da și să nu vă implicați foarte mult sentimental mai mult decât atât saturn acolo în pești te poate ajuta să studiezi ceva, dar vezi că ceea ce studiezi este extrem de bun, este extrem de benefic, este profund, uh, mai mult decât atât. Uite, uh, pot apărea tot felul de blocaje, dar uh, cu rezolvare și discutăm imediat, deci blocaje care țin de călătorii îndepărtate, străinătate, studii superioare, profesori, mentori. Deci aici pot apărea blocaje. Însă e foarte important de menționat că tot ceea ce tu vei învăța, tot ceea ce tu vei experimenta, îți va schimba viața în acești ani. Radical. Nu vei mai fi aceeași persoană, dar repet, nu de pe 7 martie, gata, nu mai ești. Nu, mă refer în câțiva ani de zile. Da? Uh, uite, dacă vrei să te joci frumos cu energia lui Saturn, poți să te apuci să predai celorlalți, pentru că vei fi un profesor extraordinar de bun. Vei fi ca un profet acolo, ca o persoană specială care reușește să se bage așa pe pielea tuturor și, mai mult decât atât, vei reuși să-i faci pe ceilalți să înțeleagă multe lucruri. Bun. Tot această săptămână. Um, uite că vine pentru tine cu niște surprize foarte frumoase care pot veni sub forma unor provocări, dar care sunt benefice legate de muncă, legate de cariera ta, de șefi, de persoane importante și aici se mai rezolvă din uh, probleme și uite că tot în weekend ai niște surprize extrem de frumoase legate de o conversație pe care o ai un prieten care se află la distanță de tine sau cu o relație la distanță. Depinde fiecare pe unde vă aflați. Și uite, dacă ești un rac singur, ai ocazia să cunoști pe cineva undeva prin weekend, dar asta ar însemna fie să stai mult pe internet, fie să socializezi, să fii deschis, iar dacă ești un rac aflat într-o relație, uite că vă stabiliți împreună o călătorie sau uh, vă stabiliți împreună, știu eu, o întâlnire asta pentru cei care sunteți într-o relație la distanță. Hai să vedem în continuare dragi raci și arhanghelii, ce vă transmit, ce trebuie voi să cunoașteți pentru această săptămână. Hai să vedem ce mesaje are tarotul pentru tarotul oracol. Da. Mă intimidează pisica, mă mir, da, a venit foarte des la filmări în ultima vreme, motanul nu vine că doarme, e mai interesant somnul, vă dați seama. Mesajul pentru tine, fii atent, e justiția divină imanentă. Numerele importante, 3, 2, 5 și 32. Iar culorile importante sunt albastru, în primul rând, auriu, portocaliu și văd non culoarea alb. Arhanghelul Racuel este cel care îți oferă un dar, o ghidare și este cel care îți transmite următorul mesaj. Sunt emisarul înțelept al justiției divine, sunt apărătorul angelic al celor prigoniți, asupriți, neîndreptățiți, persecutați. Fac să reapară dreptatea și armonia divină în toate situațiile în care s-a încălcat ordinea dumnezeiască. Foarte frumos! Deci ai o protecție specială în această săptămână este ceva magic pentru tine, însă mai am o informație care acum mi-a venit și anume că vezi că intrarea lui Saturn în pești poate să-ți aducă un contract, o colaborare sau o relație cu o persoană din străinătate sau poți să semnezi un contract legat de zona studiilor superioare, poți să te apuci să studiezi ceva, știu eu, să faci o facultate, să te scrii la un doctorat, dar repet, vezi că toată povestea ține de să spun așa, de multă seriozitate și de lecția colaborării pe care e nevoie să o înveți. Hai să vedem mai departe. Vreau să iau tarotul. Da. Și mai am o informație pentru tine. Vezi că în această săptămână, Marte din Gemeni începe cuadratura cu Neptun din Pești, nu la grad perfect, dar oricum se simte. Și ce ți-aș recomanda aici? Să îți păstrezi credința. Să-ți păstrezi credința, să nu iei decizii extraordinar de importante, mai mult lasă lucrurile să curgă, pentru că nu le vezi foarte, foarte clar. A ieșit o carte și avem și la baza pachetului o arcană care vorbește despre valetul de spade. Deci este o săptămână în care curiozitatea este la ea acasă și o săptămână în care ceva ți atrage atenția sau cineva ți atrage atenția în legătură cu o situație. Cavalerul de monede vorbește despre o etapă sigură, despre ceva ce se mișcă încet, dar bineînțeles că e nevoie să te mai informezi, pentru că nu vei avea toate detaliile. Cavalerul de spade, mai avem aici, ca și energie dintre tine și ceilalți. În această perioadă, tu vei avea parte de tot felul de conversații, extrem de rapid. Pot fi și certuri, pot fi și discuții în contradictoriu, nu uităm că luna plină activează o axa relațiilor o axă relațiilor, o axă comunicării, o axă studiilor, da? Păreri de viață diferite, în mintea ta, 8 de monede, foarte multă preocupare văd pe muncă în această perioadă, ai multe lucruri de făcut, ai multe proiecte sau în general în viața ta ai multe activități de făcut. În inima ta, 9 de băte, te văd destul de obosit, ți-aș recomanda totuși să nu exagerezi cu absolut nimic în această săptămână, pentru că 9 de băte mai înseamnă și oboseală, mai înseamnă și acel moment în care ai obosit să aștepți sau ai acolo o povară în spate pe care ai obosit să o duci. La baza manifestărilor tale, șapte de spade, șapte de spade vorbește și despre o dezamăgire, dar vorbește și despre un moment în care ar fi bine să-ți mai urmărești și tu interesul dintr-o situație și să nu te mai lași așa emoționat de orice chestiune care apare. Asta e foarte important. Apoi avem valetul de băte, următoarea carte, care vorbește despre o legătură cu persoane mai tinere pe care tu o poți avea în această perioadă activități noi pe care le experimentezi, dar văd și vești bune, vești pozitive care apar spre tine. 10 de monede, casa și familia sunt importante pentru tine în această perioadă și de aici pot veni tot felul de evenimente pozitive. O, ved, o întâlnire cu rudele văd aici. Dar dacă ești într-o relație, văd că persoana asta va dori foarte mult să. Să vă întâlniți sau să aveți o discuție serioasă în legătură cu relația asta în legătură cu situația asta. Este ca și cum mergeți undeva împreună, dar ai emoții. Nu știu dacă o să te descurci, nu știu dacă o să te simți bine. Văd o veste bună care apare din familie, dar văd că și oamenii din jurul tău prietenii, persoana iubită rudele vor fi foarte interesate de tine, vor dori să știe mai multe lucruri. Ultima carte asul de băte asul de bâte care vine cu mult entuziasm, cu o nouă activitate pe care tu o faci. Asul de bâte vine cu mult entuziasm din partea unei persoane și pentru puțini raci, nu pentru toți, atenție, da? e vorba despre o nouă persoană, dar aici atenție pe la muncă, că pe acolo poate să apară cineva. Ți se propune ceva nou, se întâmplă ceva aici pentru tine. Cineva te primește cu brațele deschise. Apare o nouă modalitate de a lucra și bineînțeles că aceste noutăți pentru tine, nu că nu sunt pozitive, ele sunt pozitive. Ideea este că tu ești tot cu gândul în trecut, deci lasă trecutul în urmă, ia ca atare ceea ce se întâmplă, pentru că sunt oportunități extrem de frumoase pentru tine, în care te pot duce spre acea energie de pace, de liniște, de dreptate divină. Dragii mei raci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și, dacă dorești, te invit cu drag și la previziunile zilnice pe Zodii, la previziunile pentru luna martie, pentru că urmează schimbări mari pentru toată lumea, dar te invit cu drag și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă!